Consilierul județean de la ProRomânia, Virgil Dumbravă, a solicitat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș din data de 24 februarie găsirea unor soluții pentru diminuarea pierderilor din rețeaua de apă potabilă. Consilierul a precizat că în momentul de față pierderile din rețea sunt de 50%, iar acestea se regăsesc în facturile cetățenilor. Cu detalii privind situația de la Ecoaqua a venit Marcel Nuțu, director în cadrul societății. Domnul Dumbrava, a spus la începutul ședinței că aveți de completat până se pregătește să putem să votăm cele două proiecte de hotărâre. În primul rând, cred că la ședința următoare se va face un efort să reparăm totuși această instalație. Au trecut 3 luni, instalația de sonorizare. Chiar nu mi se pare corect după atâta timp să nu avem instalate de sonorizare. Am solicitat în cadrul Consiliului Județean o informare legată de SCI cu Aqua. Îi mulțumesc domnului director Nuțu că am primit și am primit cu toții această informare, care pe mine mă sperie. Și cred că vă sperie și pe dumneavoastră, domnul președinte, ca să fiu mai plastic. Dacă extragem din Dunăre 1000 de metri cub de apă, 50%, adică 500 de metri cub să pierd. Este inadmisibil, inadmisibil să avem o pierdere atât de mare. Și unde se găsește pierderea? Că bănuiesc că această pierdere se găsește în prețul final al apei. Este inadmisibilă și nu se justifică, domnule președinte și stimați colegi. În condițiile în care Călărașul, municipiul Călăraș a beneficiat de două programe importante, adică programe care au schimbat conductele de apă din municipiul Călăraș, Santidu și cele 8. Dacă ar fi să luăm exact după aceste pierderi, după părerea mea ar trebui ca din kilometru în kilometru să vedem scurgeri de apă prin tot orașul. Ceea ce nu se vede. Și nu cred că... Nu, lăsați-mă să termin, că am ceea ce formă, putem să... Eu cred că aceste pierderi, practic, nu se găsesc pe spărturi sau pe altceva. Cred că este altceva la mijloc. Că nu se poate încă o dată, dintr-o 1000 de metri cub, 500 de metri cub să piardă și să găsească în prețul final al apei pe care îl plătim noi. În aceste condiții legate de lucrul acesta, cred că cei care au fost, că dacă stăm să mergem în urmă, acum 4 ani, tot cam aceleași pierderi au fost. Și atunci, cum și-a îndeplinit vechea conducere acel contract de management? Ca să nu mai vorbim de niște premii extrem de importante care s-au luat pe seama pierderilor. Și pentru acest lucru propun să facem o analiză, să găsim ceva în cadrul Consiliului Județean, că lucrurile, după părerea mea, nu trebuie lăsate așa. Că dacă acum avem 50%, peste 4 ani avem iar 50%, nu e nicio problemă. Plătim noi. Nu este în regulă. Și atunci propun să se facă o analiză, să vedem ce a făcut vechea conducere în cei 4 ani de zile. Cum și-au permis să ia asemenea prime? Da? În condițiile în care au mers numai pe pierderi. Și să găsim o soluție în cadrul Consiliului Județean, să facem nu mă pricep la lucrul ăsta, să dați o dispoziție de verificare sau să luăm o hotărâre de Consiliul acestei de verificare acestei societăți, cel puțin pe 4 ani în urmă. A doua problemă. A venit prezentația Consiliului Județean în adunarea generală. Deci este un fapt real. A doua problemă. Nu este corect și va trebui să luăm o hotărâre. Nu vreți să puneți întrebarea, domnul director, ca să... Ce vreau să spun acum pe urmă. O a doua problemă care e foarte importantă și cred că va trebui să luăm noi o hotărâre, domnul președinte, este legat de aceste pierderi care se găsesc la nivelul de, să zic așa, subsolul de blocuri și care sunt, îmi cer scuze, o vorbă mai dură, băgate pe cât nouă cetățenilor, dar nu oricum. Adică dacă eu sunt un cetățean corect și declar cât am consumat, plătesc pierderea tot proporțional cu cât am consumat. Adică dacă eu consum 10 metri cub, dar repet, declar 10 metri cub, așa, și vecinul declară 4 metri, eu plătesc proporțional pentru 10 metri, adică mult mai mult.
Asta e un lucru pe care trebuie să îl rezolvăm noi imediat. Aici e vorba de o hotărâre, nu e vorba de altceva. Și ce, pentru... ce propunere ai avea? O propunere este să... Ăla cinstitul plătește mai mult. Ăla care în condițiile acestea, ăla cinstitul plătește mai mult, ăla care nu-i cinstit plătește mai puțin și nu este în regulă. Trebuie să reglăm cum ai împărțit pierderea? Ai împărțit-o pe apartamente? Cum ai găsit? În condiții normale, dacă este o pierdere comună, ar trebui împărțită în mod egal la toți locatarii. Pe apartament, pardon. Separat de consum. Aici separat poate, de consum. Aici poate... Asta în condiții în care sunt pierderi. Dar trebuie să eliminăm aceste pierderi și în cazul acesta am să rog pe domnul director să ne spună dacă există o soluție. Eu am venit cu o soluție tehnică, nu vreau să-mi fac publicitate și chiar vreau să spun lucrul ăsta, nu vreau să-mi fac publicitate, să trecem și la apartament, și la blocuri existente, consumul pe orizontală. Adică pentru cei care nu știu lucrul acesta și nu este un fapt rău, este că lângă contorul principal să se monteze contoare pentru fiecare apartament și de acolo să meargă fiecare la apartamentul lui. Cheltuielile foarte mari așa. Nu este mare, domn președinte, am avut o vă spun, este vorba de maxim ăsta, 10 milioane de apartament, dar aceste lucruri se pot executa și domnul director pas ne confirmă, se pot executa și de societate să plătească în rate, adică rata aceea să fie trecută pe factură o dată cu consumul. Și se poate duce 10 milioane în 2-3 ani de zile. Ne permite lucrul ăsta. Dar eliminăm pierderile. Eliminăm acele pierderi de la subsolul și această situație care nu este corectă la ora asta, o eliminăm. Care e situația pe metru de la scară cu cele care le se descarcă? Am eliminat pierderile din... aceste discuții care sunt astăzi în gare. Da, dar un pic trece de limita legii. Dacă îmi permiteți, domn președinte, aș face doar o mică observație. 50% la 1000 de metri cubi înseamnă 500 de metri cubi. Pentru că 500 de metri cubi dintr-o 1000 înseamnă 100% pierdere. Asta ca o mică observație. La 500 de metri am zis. Dacă am stat fel, poate... Mă rog, era o mică observație tehnică. În ceea ce privește intervenția dumneavoastră, interpelarea dumneavoastră de luna trecută de pe 27 aprilie, a spune că reglementarea vis-a-vis de pierdere de la blocuri a fost făcută prin HCL 30 din 2010 și curge de atunci. E adevărat că e mai drept să fie repartizarea la nivel de apartament, dar cu toată prietenia vă aduc aminte că ați fost viceprimar între 2012 și 2016, timp în care s-ar fi putut reglementa acest lucru, care într-adevăr mi se pare o idee bună. În ceea ce privește repartiția pe orizontală, cred că soluția nu este viabilă. Noi am făcut distribuție pe casa scării, trebuie reglementat lucrul ăsta, dar cred că împărțirea pe apartamente în loc de repartiție proporțională conform acelui HCL ar fi mai justă. Dar trebuie voință politică și voința majorității populației de la blocuri, că din păcate nu mai avem la apartamentele vechi existau calorifere pe casa scării. Ăla este alt subiect. Dacă existau calorifere pe casa scării și ele au fost demolate, adică pe locul acela dintre plafoane, dar ieșiți din ele, deci se poate trece acum și avem prevedere legală. Domnul Dumbravă, legea 241 pe 2006 și HCL-ul 30 din 2010 care survine la 241 reglementează clar limita de proprietate. De acolo încolo suntem în afara legislației. Adică nu avem finanțare legală, ca să zic așa. Că putem găsi o soluție, un hibrid în care să putem spune că, domnule, facem un abonament la nivel de scară, un bonus, cum să zic eu, unde se încasează. Pentru că, din păcate, la problemele care sunt, și sunt probleme, nu le tăgăduim, dar suntem beneficiari, ca și comunitate, al unui al treilea program de finanțare, după SAMTIT și postul de mediu. Din păcate, pot să vă spun că
aproximativ, în mod grosă, fără să monopolizez prea mult discuția, sunt 20, cam 20.000 de apartamente și cam 8.000 de case. E, vreau să vă spun că repartiția într-o lună, diferența între consumurile din apartament și consumurile din, de la conturi, la limita de proprietate, este cam de 18.000 de metri cubi. Modo grosso, așa. Și am intrat la niște proiecte, l-avem și pe șeful de proiect de la PEPOIM, domnul Mircea Toma, este colegul nostru care l-avem în sală. Suntem în proiectul acesta de derulare, care presupune o sumă cam de 227 de milioane de euro, care se răsfrânge asupra județul și sperăm să se semneze. Avem în acest proiect și acele DMA-uri, Delimited Meter Area, adică sectorizarea, ce scuze, domnul președinte, că sectorizarea zonelor de case, cele 8.000 de case, cam în 30 de sectoare. Și nu vă ascund că am făcut două proiecte pilot, în care, de pildă, în zona Măgurenului, din 500 de case, deci a 16-a parte ca și număr de case, nu și ca suprafață, din 12.000 de metri cubi am regăsit în facturare 3.000 de metri cubi. Și vreau să vă spun, deci e jumătate din ceea ce le-a vrut, afirmația e foarte grea și nu sunt pierderi fizice. Nu sunt pierderi fizice. Și hoții aceia care ne-ați promovat dumneavoastră pe la televizor, nu prea sunt pe unde ziceați că sunt. Dar ne asumăm faptul că trebuie să... Ce înseamnă asta? Înseamnă că debitmetrie diferențială, contorizare cu telecitire, debitmetrie mobilă, logări, bani care, cum să zic eu, pe un sector din ăsta presupune cam 100.000 de euro, proiect care este în derulare și sperăm să rezolvăm și această problemă. Pentru că și cealaltă problemă a existat de-a lungul timpului și ne doare că facturăm în fața blocului, dar, cum să vă zic eu, nu facturam în fața blocului, curgea în subsol non-stop, fără să intereseze pe nimeni. Și să știți că s-a simțit în gradul de civilizație al populației din acest oraș. Odată când i-a durut la buzunar, și-au modificat comportamentul. Eu nu spun că noi nu avem probleme. Avem probleme, duium. Dar cred că putem face o echipă cât să mergem înainte și să progresăm. Ne însușim criticile care ni le dați, dar poate era mai corect, mai ales când ne știm de atâția ani, să facem o discuție înainte de toată problema de a... Nu interfață. Veni la Ecoaco, a chemat cu niște materiale, ia justificați-vă, băieți, ce faceți voi pe aici, și acolo unde eram într-un offside mai mare sau mai mic, dumneavoastră ne luați de urechi. Da. Domnul, am văzut de pe la televizor, de pe Facebook, niște probleme ridicate care poate era mai bine dacă le lămuream înainte. Și eu înțeleg ce înseamnă să am un contor care are o clasă de precizie și încă 100 cu altă clasă de precizie și mi-apar diferențe. Și alea, într-adevăr, nu le considerăm pierdere fizice, da? Dar ele tot pierdere. Tot pierderea ta. La zona de blocuri, repartitoarele, chiar nu sunt afacerea noastră. Este în zona de repartiție pe condominiu, care ideea este treaba, e ca și curtea de la ideea este că trebuie să ne gândim, domnul președinte, ideea este următor, că trebuie să ne gândim să găsim o soluție legală de a elimina aceste pierderi la subsol. Și una din soluții este cea pe care o dau eu, e bună, nu e bună, o discutăm, da? Și să găsim și soluție legală. Aceea cu distribuția pe orizontală. N-ai cum să faci distribuția pe orizontală, că trebuie atâtea conducte la fiecare apartament să tragi, înseamnă că punem să cheltuim banii cetățeanului, nu? Nu. Avem situația, cum e la gaz. Punem coloana principală pe casa scării și ne racordăm din coloană la fiecare apartament. E același lucru. Acum e același lucru. Domnul președinte, avem într-un apartament unde avem trei conturi. Putem să avem baia deci aici? Noi avem unul singur pe scară. Noi punem pe scară. Exact cum e acest de la casă. Punem pe scară la băi, în sufragerii, până azi. Deci aici trebuie înțeleasă
clar proprietatea. Proprietatea Ecoaqua și proprietatea abonatului. Proprietatea Ecoaqua se oprește la contorul care intră în bloc, iar restul, instalația de repartiție pe scară, aparține abonaților. Acea problemă care o pune domnul Dumbravă, să facem Ecoaqua, să facă Ecoaqua și să recupereze, trebuie să vedem legalitatea acestui lucru, pentru că nu poate să facă Ecoaqua o cheltuială astăzi și o recupereze de peste 5 luni, când îi vine curtea peste 5 ani sau cum zice peste 3 ani, să vină curtea să întrebe cum ai făcut această... Deci putem discuta și de problema asta. În legătură cu modalitatea de repartizare a pierderilor în condominiu, în scară, da? Acea modalitate de repartizare a fost luată în calcul în consiliile locale și domnul Dumbrava cred că știe bine. Sunt mai multe variante de facturare și de repartizare a acestor pierderi. Fiecare variantă are, cum să zic, aduce alte probleme. Deci, repartiția pe apartamente. Vine unul și spune, domnule... Voi le-ați adus în Consiliul de Țeat? Păi da, zic. Voi amândoi le-ați adus aici. Păi nu le-am adus. Eu le discut și spun că trebuie să înțelegem un lucru. Trebuie să înțelegem un lucru. Acele repartiții, dacă le repartizăm pe apartamente, o să vină unul să spună, domnule, am fost plecat 3 luni în străinătate, n-am locuit... Îi locuiește altcineva, deci iar este o problemă. Sunt probleme după numărul de persoane. Veniți cu niște propuneri. Deci constatat sunt patru variante. Sunt niște lucruri care nu funcționează corect. Sunt patru variante puse... Veniți frumos cu propuneri, transmise. Ca noi aceste propuneri să le luăm în calcul la viitoare decizie, că va fi viitoare decizie de Consiliul Județean. Director, va fi decizie de Consiliul Local. Cu toții trebuie să avem știința că avem mai multe propuneri și propunerile propuse de către dumneavoastră vom lua decizia cea mai bună. Domnul Dumbrava a propus pe orizontală. E o propunere pe care a făcut-o. Deci, abonamente pe orizontală după contoarul Ecoaqua. Domnul Deculescu, sunt deja câteva apartamente. Această repartiție poate să o facă locuitorii unui bloc să investească să-și o facă. Domnul Deculescu, îmi cer scuze că vă deranjez, dar există programele acelea de amelopare și de reabilitare. Asociații, aici e problema noastră. Nu avem asociații de proprietate, aici e problema. Asta e mare problemă. Deci există proiecte în care se pot reabilita și instalații de subsol. Și pentru o reproiectare, dar trebuie luat. Asta este și instalație, domnul consilier. De asta e asociații de proprietate. Domnul consilier Eremia. Stau și ascultă ca și cetățean al orașului și la domnul director și la domnul consilier Dumbravă. Sunt juste ambele păreți sau a tuturor. Toți avem de suferit că trăim în această comunitate în oraș sau, mă rog, în comunele limitrofe. Trebuie să luăm măsuri urgente, să scădem acest coeficient de pierdere, inclusiv, cum a spus domnul consilier Dumbravă, să diminuăm această declaraj între facturile, între pierdere, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Nu e normal că o plească mai mult care corect și la care nu consumă sau practic, nu știu, face alte trei tipuri, nu vreau să spun direct furt, stați mai puțin. Iar în acești 4 ani, după 4 ani vor veni poate alții după unul și la fel voce de noi. Băi, ce-ați făcut 4 ani? Trebuie neapărat să scădem acest propunere, de pierdeși de facturare. Băi, ce-ați spus dumneavoastră, domnul director știe, s-a pus la fundule cu apometre pe casa scării, la vedere. Toți știi că se înțeapă după în lipsa proprietate, chiar și în mediul ăsta, la curțe aici, la, cum se spune, unde spune asta aici, spre Măgureni. Poate unii după ce are apometru s-au înțepat până în casă, știți? Toată lumea știe că se fac chestiile astea, dar ne ascundem de deget. Cel mai corect la român să fie la vedere apometru și cu asta basta, ce să mai. Într-adevăr, investiție e făcut. Cred că nu există zi de la Dumnezeu să nu existe reclamații exact. Pe acest tip de abordare, pentru că pierderile, la cel cinstit, pierderile se adaugă la factură mai mare și cel nu care e cinstit plătește mai mult decât cel care nu este echitat. O soluție să depășim acest coeficient de 5%, să-l micșorăm. De ce facem aceste investiții? De ce facem acolo la investiții? Dar la om, la cetățean, de fapt, factura e aceeași. Pierderea 5%. 50. Da? Deci trebuie în 4 ani să luăm măsuri să îmbunătățim. Eu mi-au angajamentul, când se zicea odată, că o să fac o interfață cu dumneavoastră, cu domnul Deculescu, cu domnul Dumbravă. Mi-am luat toate problemele, o să iau și numele de contact și eventual poate ne întâlnim și într-un cadru mai restrâns ca să nu vă mai rețin cu tot plenul în toate problematica aceasta. Dar repet încă o dată, nu suntem depozitare
tuturor soluțiilor. Am încercat să le identificăm. Nu vă ascundem că atunci când am plecat la individualizare cu contract pe casa scării, cu descărcare pe apartament, am fugit din debranșarea scărilor de bloc și ne-am îndreptat într-un hibrid juridic către cei răi platnici și am ajuns cumva de la 30% recuperând și din restanțe. Am găsit o soluție. N-a fost perfectă, dar alea erau situațiile de atunci. Acum cu blocurile. Într-adevăr, am început cu ei să simt frustrați. Cu aceste DMA-uri și cu o investiție consistentă pe POIM, eu cred că o să găsim soluția să rezolvăm. Pentru că pe partea asta de DMA-uri stau la delimitarea arii și măsurare. Vreau să vă spun că avem două etape. Odată verificarea grosieră, care, să zic, ne duce din 20-30% să ne ducă în 60-70%, urmând că pe partea de automatizare cu transmitere online și cu toate astea, să definitivăm. Cred eu că soluția este identificată, banii vor să vină și cred că în câțiva ani problema apei o să fie rezolvată. Așa cred eu. Bine, mai avem probleme. Acum proiectul este gândit și ca solidaritate. Adică trebuie să luăm comunele. În marea lor parte sunt pe pierdere toate, dar nu putem să... Adică trebuie luat în operare toate comunele care sunt în proiect. Asta e problema. Trebuie luat până în 2023. Vor crește cheltuielile și... Domnul director, am făcut această interpelare. Sunt convins că dumneavoastră, pe care vă cunosc și cred că sunteți unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu și nu vă laud de competență. Asta e părerea personală. Chiar îmi zice sigur veți rău... Mulțumesc. Ce să zic? Sigur vom găsi soluții. Sigur vom găsi soluții. Foarte modest, domnule. Foarte modest. Domnul Iasapa, cu întrebare și cu Mălin de Urtejan. Dumneavoastră, sunteți aici, vă rog frumos, acum că suntem în discuție. Domnul Mezeșan a spus că vrea să intervină. Noi, ca români, avem o problemă cu faptul că nu vedem pădurea de copaci. Colegul Dumbravă a emis o părere despre o constatare pe care a făcut-o și el, a făcut-o și dumneavoastră, o facem zi de zi. Mă bucur că și colegul de la USR a ridicat aceeași problemă. Noi avem acest obicei, această cutumă de a pasa responsabilitățile, iar atunci când se ridică problemele, nu știm să departajăm specialistul de politician. Deci eu cred că dacă vom ști să separăm lucrurile acestea, iar politicienii, că asta e țara noastră, asta e România, da? Nu suntem nici în Danemarca, nici în Statele Unite, dar cred că suntem mai sus decât Togo sau Paraguay. Dacă noi vom ști, ca politicieni, să punem specialiștii la treabă, și exact cum a spus dumneavoastră, domnule președinte, să facem un veșmânt pe propunerea perfectibilă a colegului Dumbravă, pe cea care a venit în completare dată de domnul Deculescu, pe cea mai zis și domnul Eremia, și să le dăm un timp specialiștilor, conduși eventual de domnul director general, nu cred că nu putem să ajungem într-un timp de la o soluție cu această problemă care există. Deci nu putem să ne ascundem după ureche. Deci asta a fost, dacă vreți, un mesaj al meu, ca o, nu neapărat ca o concluzie, că nu sunt cel care trebuie să tragă concluzie. Cred că am nivelat un pic discuția vis-a-vis de facturare pe apartamente, care e mai bună și mai dreaptă. Al doilea, domnul președinte zice, cere majorare de capital și eu te ajut să demarăm distribuția pe casa scării. O să trebuiască să găutăm cadrul legal acolo la limita de proprietate, dar trebuie să identificăm soluțiile și ce să vă zic, să semnăm proiectul ăla care îl așteptăm cu gura arsă. Cred că și firmele îl așteaptă ca să dăm drumul la treabă la oameni, să schimbăm și noi un pic orașul ăsta și județul ăsta. Da. Cam asta, domnule. Mulțumesc, Arie Vârteșanu. Trebuie să îmi spun punctul de vedere. Parcă era prietenul tău. Nu în calitate de domn politic.
fie în calitate de piept. Să-mi spun la început treaba asta. În primul rând aș vrea să întreb de ce vă jigniți pe domnul Mezeșan. Domnul nu mai este director general, înțeleg. Îi schimbăm prea des și punem cu oameni care nu-s de specialitate, dar vorbim aici despre aceste lucruri. Mie îmi pare rău că e în joc domnul Muzu acum, în discuția asta. Am dorit să fie. Am mai avut un specialist de la IRE, probleme de apă canal. Și l-am plătit cu un zecit vis-a-vis de ceea ce se privea să facă. Legat de apă canal. Acum văd că l-am înlocuit și pe dânsul cu o altă piesă, tot așa mai specială, probabil. Eu vă spun din start că sunt potriva acestor numiri care sunt în locul lor, vă spun, legate de activitățile care se desfășoară. Și până la urmă ajungem la problemele astea, care le suportăm toți. Și acum revin la subiect. Că asta a fost plângă. O să ne spună domnul președinte. Eu mă refer la treaba asta cu pierdere. Ea a fost și înainte de OIP. Destul de mare. Am câștigat OIP-ul cu niște indicatori care s-au prezentat în cu reducerea consumului energetic pe metru cub de apă, cu pierderile, scăderile pierderilor, care n-au scăzut substanțial, aproape deloc. Aproape deloc. Era 56 și acum e vreo 51. E foarte grav. Suntem într-o perioadă încă de supraveghere a celor care ne-au alocat bani și mi-e teamă să nu intrăm într-un infringement. Fiindcă e o treabă foarte periculoasă. Noi ne jucăm cu asta și cu ecosanul. Ne dă bani europeni. Dar s-ar putea să ne trezim că ne rupe gâtul. Treaba trebuie să luată foarte în serios. Dacă nu o luăm în serios, probabil că vom ajunge aici. E o treabă care depinde numai de noi. Treaba asta cu să pierde fizică, nu să pierde fizică, avem contorul, nu sunt compatibile contoarele. Soluții. Analizele le-a făcut înainte și colegii. Domnul președinte, eu vorbesc în calitate de un tip care cred că mă pice puțin. Așa. Încă a priceput, ne dai soluții? Da. Așteptam. În primul rând facem o verificare să vedem, începând de la sursă și până la consumator, unde avem aceste pierderi. Și asta o urmărire zilnică pe o perioadă de 2-3 săptămâni. După asta vedem și cu compatibilitatea contoarelor. Cum stă. Să vorbim despre ele, că unele sunt așa, unele sunt așa. Să găsim o soluție. Așa ne plimbăm că vrem acum să lucim cu citire. Noi o să spunem că citirea este defectuoasă. Să ce. Nu lucrăm nici cu sateliți, nu lucrăm nici cu lucrăm cu apă. Și mai atrag atenția, și loc pe domnul director, am fost, îmi pare rău că nu am fost și cu dânsul, să ne mai uităm puțin în curte. În astea în care le-am făcut lucrările astea noi, fiindcă alea care au rămas, este ceva care, atât ori le face muzeu, ori le demolăm. Dar le reabilităm orice. Înainte de demolare. Fiindcă e puțin cam părăsit. N-am fost la epurare, dar propus să mă duc și acolo, nu să l-au uit și pe domnul director, tehnic. Și poate reușim să-l cunoaște și pe domnul director, nou general, să vedem și poate ne spune și el ceva despre treaba asta cu îmbunătățirea condițiilor, chiar dacă n-a fost aici. Că văd că cei care au fost, au plecat să propunem.
La prima ședință să vină directorul general în ședință, da? La prima ședință. Vrea să vină la asta. Vine la prima ședință. Ați propus dumneavoastră să vină la prima ședință. Am venit acum la delegat. La prima ședință. Mai departe. Propuneri dumneavoastră, propuneri pentru să putem să rezolvăm problema pe care s-a ridicat aceste pierderi care se facturează la cei cinstiți să adaugă pierderi. Care? Cei care trebuie să audă, să audă, să înceapă să facă ce am spus. Să urmărească? Bine, primul lucru. Păi nu-i soluția asta. Păi cum adică nu-i soluție? Nu să te urmărești. Păi văd unde depistez, unde pot avea pierdere. O apă brută, până la călărași, mai avem tratată. Nu avem până la ieșirea, domnul director. Nu avem până la ieșirea din uzină pierdere. Nu știu, prezentați niște... Luați-o sub beneficiu de cinci. Prezentați o analiză acestor lucruri. Aveți cu cine face, când să trăim. Avem și contori, avem și scada centralizată. Avem de toate, unele nu prea funcționează. Dar astea rămân la treabă. După părerea mea, eu cred că soluțiile trebuie să vină tocmai din partea dumneavoastră. Voastră. Noi suntem aici, consilieri județeni, nu avem expertiză în domeniul dumneavoastră și mi se pare normal ca soluțiile să vină de la dumneavoastră, rezolvarea să vină de la noi. Mulțumim și noi!